Bună, dragilor, și bine v-am găsit la Fotomania. Astăzi vom trage concluziile despre turneul de fotografie Fotomania Străbate România. Vom discuta despre posing, am primit mesaje de la voi în care ați cerut să discutăm despre lucrul ăsta și a fost un aspect pe care l-am abordat și în cadrul turneului. Iar pe final avem un anunț important de făcut, în sensul în care vom anunța niște cursuri pe care le vom face aici la Școala de Fotografie Avatar și care sunt organizate astfel încât să poată participa și cei care nu sunt din Constanța, sunt din alte zone ale țării. Am avut multe cereri din punctul ăsta de vedere în ultimii 2 ani și cred că am găsit o soluție foarte bună, astfel încât și cei care nu sunt din Constanța să poată participa și să învețe fotografie în cadrul Școlii de Fotografie Avatar. Orașe, 2500 de kilometri, 1200 de oameni. Acesta a fost doar începutul. Câteva cuvinte despre turneul Fotomania Străbate România. A fost o săptămână nebună, cu foarte mulți kilometri, cu peste 1200 de oameni. Ne-am propus și am reușit să facem cea mai complexă acțiune de genul ăsta care s-a făcut vreodată. S-a adunat de mulți oameni într-un interval de scurt. Chiar vorbeam cu partenerii noștri și spuneau că din ceea ce cunosc ei nu a mai fost nimeni să facă lucrul ăsta. Mă bucur că au venit oameni de peste tot, chiar dacă am ales orașe cam câte unul pe fiecare regiune. În Iași au venit foarte mult din Botoșan și de Rohoi până în Bacău și Târgu Neamț. Peste tot a fost o atmosferă extraordinară și în linii mari mi-am propus ceea ce mi-am propus să fac, am și reușit. Am vrut să demonstrez că sunt anumite noțiuni de tehnică, care nu sunt doar așa la modul teoretic, ci influențează foarte mult felul în care fotografiezi și te pot ajuta foarte mult în momentul în care fotografiezi. În prima parte a discursului am vorbit despre ce înseamnă fotografie bună și am arătat, la un moment dat am prezentat niște fotografii destul de controversate. Am reușit să demonstrez, cred, și feedback-ul a fost foarte bun din punctul ăsta de vedere. O fotografie bună nu este una în care este neapărat perfectă tehnic, colorată și ceea ce considerăm noi că este standardul din punctul ăsta de vedere. Și am văzut fotografii foarte scumpe sau foarte apreciate, care ies total din zona noastră de confort. Și per total a fost foarte bine. Vă mulțumesc tuturor celor care ați fost prezenți. Iar în urma feedback-ului pe care l-am primit, pot să spun că în mod sigur va urma și anul viitor, vor urma și alte astfel de turnee. Probabil în primăvară vom face în orașe, ne-am gândit la Sibiu, Craiova, poate Galați, orașe în care nu am mai fost până acum. Urmând ca din toamnă sau în anul următor să reluăm turneul, evident cu o altă prezentare și cu alte subiecte. Am învățat și din greșelile pe care le-am făcut. Una din dilemele noastre la început a fost, nu știam cam câți din cei care efectiv se înscriu vin și la curs, fiind totuși gratuit, e normal ca lumea să se înscrie așa dintr-o inerție și să nu vină absolut toți. Sălile au fost pline cu o singură excepție și am regretat lucrul ăsta. În Cluj au fost destul de multe locuri goale, în condițiile în care noi am oprit înscrierile pentru că erau mai mult decât locurile de acolo și nu au venit toți cei prezenți și în condițiile în care am primit multe mesaje cu oameni care doreau să se înscrie și le-am spus că nu se mai poate, că locurile sunt ocupate. Am învățat din greșelile pe care le-am făcut, spuneam. Au fost la un moment dat și niște mici la nivel de mesajele automate trimise, au intrat în spam și lumea nu știa dacă a fost sau nu validată înscrierea.
Lucrurile astea le vom pune mult mai bine la punct în, la anul, în conturarea turneului și sunt convins că va ieși și mai bine. Spuneam că în afară de Cluj, restul selor a fost pline și feedback-ul a fost unul cât se poate de încurajator. Unul din subiectele abordate și în cadrul turneului ăsta de workshop-uri gratuite a fost posing-ul. Că posing-ul mi inspiră foarte multă frică, am auzit multă lume care are frica asta de a rămâne fără poziții. În momentul în care ești la o ședință foto, ai fotografiat o perioadă după care nu mai știi cum să-i pui să stea. Într-adevăr, posing-ul e destul de complex și predau vreo 6 ore la școală și vreo 3-4 la workshop-urile pe care le susțin. Mă refer la workshop-urile cele complete de 3 zile. Dar, în cadrul turneului ăsta, am încercat să explic un lucru, că, în primul rând, totul pleacă de la abordarea pe care o ai vis-a-vis de posing. Multe abordări greșite sunt în felul următor. Lumea încearcă să învețe posing pe de rost. Dacă dai posing guide pe Google, o să-ți apară tot felul de fotografii și pictograme în care vezi 50 de milioane de poziții. Și un lucru pe care l-am testat aici la școală și l-am spus și lor și chiar am făcut experimentul ăsta de multe ori, dacă încerci să înveți pe de rost niște poziții, în primul rând, nu o să reușești. Te chinui să înveți 20 de poziții pe de rost când ajungi față în față cu modelul, dacă mai ții minte, 5 e mult. Un alt lucru extrem de important e următorul. Acolo sunt diverse poziții, posing-uri, dar contează foarte mult care este scopul fotografiei, pentru ce faci. Majoritatea pozițiilor pe care le găsești în pictograme de genul ăsta sunt din zona de comercial și fashion. Ori noi am discutat foarte mult în cadrul turneului, dar și la workshop-uri, de posing, în special de posing de cuplu și atunci când fotografiezi oameni care sunt îndrăgostiți, care în general să spunem că mire și mireasă, dar nu numai, poți să fii de logodnă și de orice fel. Ei, în cazul acesta, care este de fapt scopul tău sau care este subiectul tău? Vrei să fotografiezi acești doi oameni, dar în același timp vrei să pui foarte bine în evidență legătura dintre ei. Și în momentul ăsta, posing-urile alea pe care le găsești pe internet, multe din ele nu prea se mai potrivesc, pentru că ele au cu totul alt scop. Și spuneam că atunci când judeci cu aceeași măsură posing-ul comercial și posing-ul de cuplu, care emoția ar trebui să fie pe locul întâi, lucrurile încep să scârție. Pentru că sunt foarte multe, și am dat un exemplu, cel mai simplu, un posing de genul super fashion, acum vedeți acum în fereastră. El poate fi un lucru foarte bun atunci când scopul este să aduci atenția asupra zonei respective, asupra produsului, haina respectivă sau depinde la ce face reclamă. În momentul în care mergi cu o mireasă într-o zonă din asta super naturală, nu știu, mergi într-un câmp de lavandă sau într-o pădure, acum toamna, culorile astea, și folosești un posing de genul ăsta, el pare foarte, foarte fals, pentru că nu are nicio legătură. Creierul nostru interpretează toată informația vizuală pe baza informației anterioare, iar miza într-un posing de cuplu, dacă vrei să pară natural, tocmai asta este, ar trebui un posing să imite lucrurile pe care noi le facem în mod natural. Dacă mergem pe linia asta fashionistă, la un dat creierul este atras de ochiul nostru, de fapt este atras de anumite locuri din cadru, care în mod normal, spuneam că în fashion e un lucru bun pentru că pun în evidență haina respectivă, ei, aici nu mai funcționează. Deci din start trebuie să te gândești ce vrei. Și am făcut niște fotografii și niște experimente live acum în cadrul turneului, în care am luat efectiv doi oameni din public, un cuplu pe care evident nu-i cunoșteam dinainte și am reușit să scoatem niște lucruri foarte naturale de la ei, urmând niște lucruri cât se poate de simple. Și am spus, dacă naturalețea este ceea ce urmărești, da, pentru că în posing contează foarte mult corpul să arate cât mai bine, pentru că, până la urmă, miresele voastre ce își doresc? Își doresc să arate cât mai bine, da, și asta înseamnă că posing-ul ar trebui pe cât posibil să ascundă anumite defecte. Normal, dacă ai cineva cu bărbie dublă și se vede foarte urât în fotografie, nu o să-i convină. Sau nu o să scoți burtica sau cotul sau ceva amplificat în cadru, dar în același timp contează foarte mult să se vadă legătura dintre ei. Și foarte multe fotografii pe care le văd și poate sunt apreciate de unii, dar eu chiar nu le înțeleg scopul, de aceea nu neapărat că le critică, fiecare face ce vrea. Dar în momentul în care vezi un cuplu
Postură perfectă, lumina pică foarte frumos, eventual mai bagi niște ceață mov pe lângă și niște lumini, dar se uită amândoi în aceeași direcție, sunt foarte, foarte reci, adică nu simți niciun fel de conexiune între ei. Din punctul meu de vedere, aia e o fotografie, nu-și atinge scopul. Dacă scopul fotografiei respective a fost să se vadă legătura între oameni, și-a ratat scopul. Dacă pur și simplu vrei să fie ceva din zona de fashion, asta e, înseamnă că este bună. Deci, din start trebuie să facem diferența între ce înseamnă fashion comercial și ce înseamnă cuplu emoție. Un alt lucru important în posing este cum transmiți informația. Și în momentul în care, să spunem că trec pe lângă cineva și aud ceva de genul, ok, tu stai foarte, foarte drept, piciorul un pic mai așa, da? Mâna mai sus, da? Tu uită-te în partea aia, lasă-mă ochii puțin mai jos, nu acolo, puțin mai în stânga, așa, acum uită-te la ea și zâmbește. Când auzi o chestie de genul ăsta, este evident că este greșit. De ce? Pentru că dacă îi încarci foarte mult cu informație despre cum să stea și îi rigidizezi foarte mult, e foarte, foarte greu să obții emoția pe final. Pentru că asta este miza, să ai o postură cât mai bună a corpului, dar pe final să se vadă o reacție foarte bună. Și, până la urmă, nu pot să spun că este vreun secret. Lumea mă întreabă, domnule, cum des fotografiile mele naturale și lumea este foarte fericită. Foarte simplu, totul pleacă de la modul cum îți selectezi la început clienții și să menții o legătură atât de bună cu ei, iar în momentul în care ajungi la ședințe foto, dar chiar și în timpul nunții, dacă e vorba de fotografie de nuntă, au foarte mare încredere în tine, eventual ai mai fotografiat înainte sau la ședința aia foto de înainte de nuntă, cum se cheamă, save the date, și știu că ies bine din mâna ta. Și pentru mine posing-ul este practic încerc să creez un context în care ei să se desfășoare și să fie cât se poate natural. Sunt multe fotografii în care sunt lucruri simple, oameni care se îmbrățișează, oameni care se plimbă, se țin de mână. Este adevărat că este bine să ai niște poziții de la care să pleci. Pentru că lumea, mulți asta îmi spun, domnule, când vin clienții îmi spun că cum să stau. Sunt niște poziții de bază, că ei stau față în față. Sunt, să spunem, 5-6 poziții de bază pe care să le ai ca punct de plecare, dar de acolo începi să construiești. Și de multe ori construiești nu neapărat la nivel de posing, adică nu le spui până la ultimul firicel cât de perfect și drept să stea, ci mai mult la partea de comunicare și partea de emoții. Și dintr-o poziție asta de bază, dacă tu ai creat o atmosferă și o stare foarte bună, poți să surprinzi, să faci câteva zeci de fotografii total diferite, pentru că, până la urmă, asta este miza. Dacă pui accentul pe naturalețe, nici nu poți să spui că îți copiază cineva pozițiile. Orice fotografie va fi diferită față de alta, pentru că oamenii sunt diferiți, reacțiile pe care le au sunt diferite și atunci vei avea exact naturalețea pe care ți-o dorești. Așa că nu pot să spun că sunt niște secrete nemaipomenite în legătură cu posing-ul. Pur și simplu, după cum spuneam, trebuie să ai abordarea corectă, să știi ce-ți dorești, că de fapt emoția este lucrul cel mai important. Trebuie să pornești de la niște poziții de bază care să-ți ofere încredere că știi că nu o să rămâi fără idei și de acolo totul ține de încredere, ține de comunicare și ține de crearea unei atmosfere foarte, foarte bune, astfel încât ei să se desfășoare și să fie cât se poate natural. Dacă mai adaugi și o lumină bună și un background curat, deja ai o rețetă pentru ședință foto pe care poți să o faci într-un sfert de oră și să ai 100 de fotografii diferite pe care să le pui într-un album. Și dacă tot am vorbit de partea de posing, țin să anunț și workshop-urile pe care le voi avea în toamna asta. E vorba de workshop-urile cele de 3 zile complet, în care am mai vorbit despre ce se întâmplă, avem suport de curs, facem totul cât se poate de calculat, insistăm foarte mult pe posing, insistăm foarte mult pe lumină, în special pe ce înseamnă tehnică și cum poți să folosești de multe ori tehnica astfel încât să-ți dea încredere și să obții, să fii și tu cât se poate relaxat, să obții naturalețea aia pe care ne dorim toți de la fotografiile de nuntă și portret. Spuneam că vor fi două workshop-uri în Iași pe 16, 17 și 18 noiembrie, vineri, sâmbătă, duminică, și în Brașov pe 23, 24, 25. Deci, practic, primele două weekend-uri după ce se termină sezonul de nunți. Vom avea la fel câte 3-4 shooting-uri, în fiecare zi noi facem shooting, după care analizăm fotografiile și învățăm, deci nu este, are o structură mult mai dinamică față de multe alte workshop-uri și m-a fost întrebat la un dat de cineva dacă nu este prea târziu pentru Brașov să fie foarte rece, nu are cum să fie nicio problemă și dacă ninge ar trebui să iasă fotografii super, oricum facem shooting-uri și la interior și la exterior și până la urmă despre asta vorbim, păi dacă se întâmplă să ai un trash de dress. Eu, de exemplu, am un trecere de anul ăsta pe 30 noiembrie, 1 decembrie, în Bulgaria.
Da? Trebuie să fii în stare să fotografiezi în absolut orice condiții, că este ploaie, că este soare, că este bine, trebuie să-ți găsești niște soluții și să fii apt pentru lucrul ăsta. Un alt lucru pe care vreau să-l anunț acum pe final, v-am spus și la începutul emisiunii, în ultimii 2 ani am primit destul de multe cereri vis-a-vis de școala de fotografie. Noi facem aici deja de 5 ani jumate cursuri de 6 luni, acreditate de Ministerul Muncii și Ministerul Educației. Au fost foarte multe persoane din țară care și-au manifestat dorința de a face cursul, dar care nu au posibilitatea să vină atât de des, de 2 ori pe săptămână în Constanța cât facem cursul. Au venit din Tulcea, din Cernavodă, din zona asta, chiar și din București, din Iași am avut, dar sunt cazuri mai excepționale. Ei bine, am pus la punct, tot în pornind de la o idee venită la cineva care își dorea foarte mult să facă școala, am pus la punct o serie de cursuri online, deși online e mult spus. Ideea este în felul următor, să spunem că ești de undeva și nu-ți permiți să vii o dată de 2 ori pe săptămână în Constanța. Cursurile de teorie, cele pe care le facem o dată pe săptămână, vor fi transmise printr-o platformă de video streaming. Ideea este următoarea, eu sunt aici la școală, predau în fața celor care sunt prezenți în fața mea și în același timp vor fi cam, să spunem, 5-6 locuri pe partea de online la fiecare serie, în care voi mă puteți urmări în timp real, puteți să puneți întrebări, practic e ca și cum ați fi aici, sistem de videoconferință. Persoana care mi-a dat ideea asta mi-a și spus, e din București, își dorește foarte mult să facă școală aici și mi-a spus că ăsta până la urmă este viitorul și e un sistem în care interacțiunea este destul de bună. Este adevărat că nu este ca și cum ai fi față în față, dar interacțiunea este destul de bună. Gândiți-vă în momentul în care predau ceva și ai aparatul în mână, îl butonezi și faci ceea ce spune eu aici la curs, poți să întrebi în timp real, uite, nu-mi iese lucrul ăsta, de ce mi-este așa? Și atunci pot răspunde. Iar pe final, evident că va trebui să fiți prezenți la examen, asta dacă vă interesează partea aia cu acreditarea. În același timp, important este ca să, măcar de câteva ori, să fiți prezenți și aici fizic. Voi încerca cumva să fac niște practici mai concentrate pentru cei care sunt din țară și care nu își permit să vină în fiecare duminică. Iar cred că lucrurile vor fi destul de ok din punctul ăsta de vedere. Practic este cea mai bună soluție. Eu am spus de multe ori că nu sunt adeptul informației luate de-a gata, cum, nu știu, te uiți pe un tutorial, înveți și faci singur. E foarte important să ai interacțiunea directă și în momentul în care nu ți iese ceva, să ai pe cine să întrebi unde ai greșit și ce poți să faci. Iar cred că asta e cea mai bună soluție pentru cei care sunt din afara Constanței. Vom ține la curent cu progresul, dar cred că undeva la sfârșitul anului sau cel târziu începutul anului viitor vom putea demara primele cursuri pe platforma asta de online. Cam asta a fost emisiunea de astăzi. Așteptăm în continuare mesajele voastre cu idei și feedback despre ce ați dorit să mai discutăm aici la emisiune. Și nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube Avatar Studio, acolo unde găsiți toate emisiunile din ultimii 3 ani, atât cele scurte din primul sezon pe subiecte tehnice, cât și cele în care am avut invitați diversi fotografi. Până data viitoare, lumină bună!